S-a încheiat, iată, ediția cu numărul 9, Cupa României Dolce Vita, o competiție extrem de interesantă și cu o finală extrem de disputată. Da, suntem fericiți că vedem fotbal din ce în ce mai puternic în județul nostru, în complexul Dolce Vita. Cum spuneai și tu, suntem la noua ediție, o competiție de tradiție, anul acesta un pic mai devreme față de edițiile trecute, pentru că, așa cum s-a auzit și la premiere, este un proiect, o acțiune a unui proiect depus de noi către Consiliul Județean Gorj. Practic am primit finanțare la Consiliul Județean Gorj să susținem această competiție, finanțare care a constat în principal, și probabil cel mai important element este acela că fiecare echipă participantă a primit un rând de echipament de joc, de calitate, spunem noi, personalizat, așa cum trebuie să aibă orice echipă care joacă mini-fotbal, să joacă într-un cadru organizat. Au fost mai multe echipe înscrise la această ediție și în cele din urmă Dream Team și-a judecat din nou trofeul și va reprezenta Gorjul la Cupa României, faza națională. Așa este, Dream Team continuă tradiția și ne câștigă, să spun așa, majoritatea trofeelor. Prin câștigarea acestei competiții s-au calificat la Cupa României, organizată în 2020 de Federația de Mini-Fotbal din România, având în vedere că noi suntem afiliați la această instituție. Sperăm noi să ajungă cât mai sus în respectiva competiție și să demonstreze că mini-fotbalul gojean este într-o continuă dezvoltare și încercăm, atât prin activitatea noastră cât și a echipelor, să scoatem capul sus, cum se spune, în acest sport. Pe ansamblu am văzut o competiție destul de disputată și în acest an și cu jucători care vin, jucători noi care au venit la această competiție și surprize plăcute din punctul ăsta de vedere. Da, s-a văzut și pe premiere că și noi am acordat premii în special pentru jucătorii noi și tineri, mai mult decât atât. Probabil se vede că facem eforturi și încercăm să organizăm competiții la fiecare parier. Nu uităm de Cupa Liceelor Dolce Vita, organizată în acest an tot în cadrul proiectului despre care spuneam mai devreme. Și probabil respectiva competiție a deschis, să spun așa, ochii delegaților din apetitul. Exact, și au selectat câțiva jucători. Bineînțeles, și noi promovăm și încercăm mereu să aducem pe terenul de mini-fotbal sau jucători din ce în ce mai tineri, pentru că eu cred că sunt competiții frumoase, sunt competitive, există finalitate în sensul că poți să mergi mai departe și să-ți măsori forțele cu alte echipe din țară. Cred că e un real succes, să spun așa, și este important pentru județul nostru să existe competiții de genul acesta. Felicitări pentru organizare. Ce urmează? Mulțumim mult. De săptămâna viitoare ne întoarcem la treabă, de weekendul următor. Reluăm competițiile stil campionat și vorbim de campionatul județean de mini-fotbal Dolce Vita Liga 1 și campionatul amatorilor Liga 2. Continuăm până în decembrie. În decembrie urmează Cupa Porcului, așa cum i-am obișnuit pe toți iubitorii mini-fotbalului. Continuăm tradiția cu această competiție și până undeva în mai continuăm cu campionatele. Avem de lucru în complexul Dolce Vita.